Ne bucurăm foarte mult pentru că împreună putem să trecem mai ușor pentru peste problemele care posibil să ne afecteze pe unii dintre noi. Suntem aici de multă vreme și am încercat să reușim și am reușit să construim relații de durată, să construim relații puternice și să ne putem înțelege ca frații din punctul de vedere al Domnului Iisus Hristos. El ne-a arătat drumul, iar noi mergem pe el. În fiecare vineri seara ne probăm cât de departe sau cât de aproape suntem de drumul pe care Iisus Hristos ni-l spune zi de zi și sabat de sabat. Ne întâlnim în sabat și acolo este punctul în care ne coordonăm. În această seară te întreb, ești mai la stânga? Ești mai la dreapta? Te consideri mai departe sau mai aproape? Dragii mei, vă spun sabat binecuvântat și Domnul să ne ajute ca împreună să ne putem regla relația cu El exact așa cum și-o dorește El și noi. Fiți binecuvântați! Da, Dumnezeu este prezent în această biserică, El este Cel care vine în ajutorul nostru, iar punctul acesta pe care trebuie să îl urmăm, cred că ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să nu ocolim prea mult stânga sau dreapta și cred că sabatul ne poate reaminti că acest punct este central și este centrat pe Dumnezeu. Suntem gata să ne primim oaspeții, oaspeți care au venit de peste hotare. Suntem învățați să trăim în România noastră, în hotarele noastre, în limitele noastre și de fiecare dată când reușim să plecăm peste hotare, punem pe poze pe Facebook, umplem Instagramul pe unde am fost. Românul, adventistul, cel de la Brâncoveanu a plecat peste hotare și arată așa de bine și găsește cele mai frumoase peisaje. Dragilor, nu mai este momentul nostru. Lăsăm momentul nostru peste ceva vreme, pentru că în această seară, de peste hotare, înspre noi, înspre Brâncoveanu, ne-au venit oaspeții. Așadar, aș vrea să o invit alături de noi pe Dana Costescu. Vine din Anglia, hotarul este destul de departe, impus și evident că este bine că ai reușit să vii, Dana, astăzi împreună cu noi la deschiderea sabatului. Bun venit! Mulțumesc frumos și mulțumim frumos pentru invitație, pentru mine și Cătălin. E bine să petrecem și să începem sabatul aici la voi. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când hotarul acesta este trecut de tine, nu omiți faptul că trebuie să vii la Brâncoveanu, iar noi ne bucurăm de lucrul acesta, pentru că prin vocea și cântul tău și noi suntem binecuvântați. Mulțumesc. Cred că deja ți-ai format un automatism. În momentul în care aterizezi, prima destinație trebuie să fie Brâncoveanu, apoi familia, nu? Cam așa e. Da. Spunem bun venit și soțului Danei Costescu, pastorului Vili Costescu. Vili, bun venit! Mulțumim că ești împreună cu noi în această seară. Dana nu vine niciodată singură, pentru că atunci când vine la Brâncoveanu și vrea să deschide sabatul împreună cu noi, mai are un invitat. Poți să ne spui, te rog, cine este invitatul tău la Brâncoveanu? Este cel cu care cânt mereu, este cel cu care am cântat de când avea 10 ani, este Cătălin Gâțan. Cătălin Gâțan, verișorul meu. Bun venit, pacea Domnului, bună bun venit seara, la biserica Cătălin, de la noi, venit. De la Brâncoveanu. Da, îmi amintesc că îmi povestea uneori Cătălin atunci când era mic și te asculta că existau momente, în timpul în care tu interpretai și dorința lui de a se face mare și de a cânta împreună cu tine. Și iată că visul a fost împlinit pentru Cătălin. Și cum se împlinește de fiecare dată. Da, mergem pe linia aceasta și intrăm mult mai adânc în granițele României și invit alături de noi din partea Buzăului pe Alin și pe Andrei. Andrei, Alin, bine ați venit aici. Haideți să vedem, stăm prost cu județele în seara asta, dar evident e important să știm ce spune și voi despre locul în care v-ați născut. Bună seara, Andrei, bine ai venit. Andrei, seara, cu siguranță, Andrei, vine de la Buzău. Alin. Da? Și Alin? Bună, bună. Alin vine de la... Eu vin de aici, din Popești de Ordeni. Amândoi venim din Popești de Ordeni. Iată, amândoi da, vin din, de... la bază din Vrancea. Puțin mai departe. Da, de este cutremurător ceea ce ne spui. Uneori distanța Popești de Ordeni, Brâncoveanu, poate fi mai mare decât Vrancea, București, la chiar ce trafic de avem. Multe ori. Așa? Da, da, de multe ori. Seară mai ales. Dragilor, avem o deschidere de sabat foarte frumoasă, foarte deschisă, foarte prietenoasă și aș vrea să vă întreb ce iubiți cel mai mult în sabat, Andrei? Ce-ți place cel mai mult în sabat atunci când știi că trebuie să închizi, insertar ceva și să deschizi altceva?
Sentimentul începerii sabatului la mine începe de cam de vineri dimineață. Simt că e finalul unei săptămâni, simt că încep să mă relaxez și aștept să vin vineri seara la deschide sabatul, la Brâncoveanu. Asta se întâmplă de 2-3 ani de zile încoace și îi spuneam și lui Adinel că n-am fost 30 de ani la biserică vineri seara de cât timp vin în ultimii 2 ani de zile. Andrei, Alin? Păi, odată cu începerea sabatului, începem să cântăm. De obicei, în cursul săptămânii, suntem la joburi fiecare. Slavă Domnului că eu lucrez de acasă. Și pentru mine, weekendul este echivalent cu a pleca de acasă. Dar este o plecare frumoasă și, ca și cea din această seară, sperăm noi să fie frumoasă pentru toți. Pentru tine, Dana, deschiderea de sabat împreună cu familia ta. Hotarele sunt la fel de emoționante la deschiderea de sabat? Da, la fel sunt. Cred că sabatul este sărbătorit peste tot la fel. Fetița noastră a spus într-o zi: mami, ce bine că avem sabat, că în sfârșit e pace și liniște. Ăsta e sentimentul pe care îl avem. Pentru tine, Cătălin, deschiderea de sabat? Începe procesul de refacere și al inimii și al creierului și al minții, al gândurilor, parcă se așează, așa cum spunea și Alin, dragostea de cânt, faptul că ascult muzică, dau play la Vocea Speranței, cânt și eu prin casă, merg vineri seara la biserică, mai cânt la dumneavoastră. E o mare bucurie, e o binecuvântare să simți că e sabat. Dragilor, mulțumim, este o binecuvântare. Cuvintele voastre ne-au mers la suflet și ne-au binecuvântat în același fel cu acest tonus bun. Și aș vrea să vă spun că voi acum sunteți exponenții, voi sunteți dăruitorii, generatorii de atmosferă bună. Voi sunteți cei care realizați pasajul între săptămână și sabatul, lăsând acolo toate ingredientele necesare din care noi putem să ne înfructăm. Domnul să binecuvinteze prestația voastră în această seară. Și dacă tot vorbim de muzică, și am vorbit de muzică, vom începe prima noastră cântare în engleză. Și cuvintele acestei cântări asta și spune: să ne iubim unii pe ceilalți și să creiem muzică. Și cel mai frumos timp de a crea muzică este sabatul. Dacă cunoașteți piesa, sunteți bineveniți să cântați cu noi. Loving God,
Vino, Iisuse. Îmi e tot mai tot.
fermiară putești. Eu mă smeresc când nu văd și nu simt iubirea șoptesc. Vino, Iisuse, vreau cerul Ranko Stefanovici, alături de Cătălin Bărbulescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine ați venit! Ne bucurăm mult să știm că în această seară musafirii noștri sunt de departe. Ne bucurăm de asemenea mult să știm că în această seară Cătălin nu mai este singur. Și este împreună cu familia lui, da? Cu soția și cu fiul, cărora le spunem bună seara și bun venit la deschiderea sabatului în biserica din Brâncoveanu. Frate Stefanovici, nu sunteți pentru prima oară în România și totuși aș vrea să vă întreb ce vă surprinde atunci când sosiți în România? Actually, I want to say about myself. Aș vrea să vorbesc despre mine. I'm coming from former Yugoslavia. Vin din fosta Iugoslavie. You know, Yugoslavia is not any longer. Nu mai există Iugoslavia. So, I'm from Croatia. Sunt din Croația. And you know that Yugoslavia and Romania have very good relationship. Și știți că Iugoslavia și România au avut relații bune, foarte bune. So somehow Romania was always well known name for me. Așa că pentru mine România a fost întotdeauna un nume bine cunoscut. As probably this is maybe fifth, sixth time that I'm coming to Romania. Probabil că este a cincea sau a șasea ocazie în care sunt în România. So if you have your pastors, dacă aveți pastorii, if you don't like what they are sometimes preaching, okay. Dacă uneori pastorii pe care aveți nu vă satisfac atunci când predică, blame me because they were my students in Cernica. Dați vina pe mine că unii dintre ei mi-au fost studenți. So I was coming regularly there. Deci am venit în mod regulat la Cernica. And last time I was how many? Few months ago. Yes. Six months ago. Probably. When Pastor Cătălin asked me, they said, we want to ask you something if you can do for us. Și ultima dată a fost acum câteva luni când subsemnatul l-a rugat să facă ceva pentru noi. That's why I'm here back. De-aia m-am întors. And I enjoy Romanians. Și mă bucur de români. Și noi numai puțin am. Te rog. Și noi ne bucurăm foarte mult, dar we atunci când spunem Croația, when we say Croatia, ne e tare frică. Nu putem să o batem niciodată. We are afraid because we cannot beat them. Beat it. You're lucky if you're not in the World Cup against Croatia. Sunteți fericiți că nu sunteți la Cupa Mondială, nu jucați împotriva Croației. Yeah.
Într-adevăr, bucuria este de partea dumneavoastră de data aceasta în ceea ce privește sportul. Indeed, when we speak about sports, the happiness is with you. Dar bucuria noastră va fi în seara aceasta pentru că sunteți prezent aici împreună cu noi. Happiness will be tonight because you are here with us. Sunteți expert în cartea Apocalipsa. In Revelation. No. No. Ba da. Eram ba sigur da. Că o să spună nu. Nu. We had too much revelation this week. Pentru mulți dintre noi cartea Apocalipsa este greu de citit, greu de digerat. For many of us the Revelation it's a very tough book. It's very hard to understand it. Însă atunci când predici din Apocalipsa, înseamnă mai mult decât titluri de senzație, balauri și fiare. Care este scopul primordial al cărții Apocalipsa? Titlul este descoperire, revelație. Which is the main objective of the Revelation book? The title is Revelation, the revealing. No, the title is not revelation. Okay, titlul nu este revelație. It's revelation of Jesus Christ. Este descoperirea lui Iisus Hristos. Yeah. For some people it's revelation of whatever they want to find in the book. Pentru unii revelație înseamnă să găsească ce vor ei în carte. Actually, the word apocalypse simply means unveiling and uncovering. Apocalipsa înseamnă descoperit, fără acoperitoare. The purpose of that book is to unveil, reveal, uncover something about Jesus Christ that cannot be found anywhere in the Bible. Scopul acestei cărți este să descopere, să arate pe Iisus Hristos într-o manieră în care nu-l găsim în nicio altă parte a Bibliei. So Revelation is the last book of the Bible. Apocalipsa este ultima carte a Bibliei. And concludes what started in the book of Genesis. Și este concluzionează ceea ce a început în cartea Genezei. If you compare the first three chapters of Genesis. Dacă puneți în comparație primele trei capitole ale cărții Geneza with the last three chapters of the book of Revelation, you can see. Cu ultimele trei capitole ale cărții Apocalipsa, you can. It concludes what Genesis started. Concluzionează ceea ce a început în Geneza. And really, the book of Revelation really is intended to change us to be better Christians, și, better people in this world. Și obiectivul cărții Apocalipsa este acela de a ne provoca să fim creștini mai buni. And I can say it from my personal life. Și pot să spun asta din viața mea personală. But I heard that there are too many people in the church. There are too many people in this church. Okay, am auzit că prea mulți oameni în biserică. So my message tonight will be what I learned from the Bible as a young person. I believe it will mean for some of these young people here. Ok, voi vorbi despre ceea ce am învățat eu din Biblie pentru un mesaj pentru tineri. Mulțumim frumos, de-abia așteptăm să ascultăm mesajul. Pentru că... to listen the ok, we're going there. They said yes. Is it here or there? No, the pastor said we have to stay there. We have to obey, pastor. So once again, I wish you the Sabbath blessings, my brothers and sisters. Încă o dată vă doresc un sabat binecuvântat sau binecuvântările sabatului, dragi frați. I really feel blessed and honored to be with you here. Cu adevărat mă simt binecuvântat și onorat să fiu cu voi aici. Not only that I love Romanians. Nu doar că iubesc pe români. By the way, almost every class at Andrews University I have some Romanians. Aproape în fiecare clasă de la Andrews am avut români. And I just want to tell them you can be proud of them. Very good students. Și ar trebui să fiți mândri de ei pentru că sunt studenți, au fost studenți foarte buni. But I know that my time is limited tonight. Și știu că timpul meu este limitat în seara asta. By the way, I want to share a mystery with you. Secret. I want to, oh, sorry. Vreau să împărtășesc cu voi un secret în seara asta. When Jesus comes. Când Iisus vine. This will be the first thing to end in the lake of fire. Asta va fi primul lucru care va fi aruncat în lacul de foc.
ceasul, adică. But now we are bound by time, so we have to respect it. Dar acum suntem legați de timp, așa că trebuie să-l respectăm. When I see your pastor showing something to me, it means I have to stop. Ok, și când o să-l văd pe pastor arătându-mi, făcându-mi un semn, mă voi opri. Deci, Gabi, you have the liberty to show the sign, to stop. When I talk about the Bible, când vorbim despre Biblie, I can tell you in my personal life, God used many stories in the Bible that impacted my life. Pot să vă spun că Dumnezeu a folosit în viața mea personală multe istorii din Biblie care mi-au afectat viața. And I want to share with you one of those stories. Și aș vrea să împărtășesc cu voi una din aceste istorii. And maybe there is somebody sitting among you who will say, this is what I needed this evening. Și poate că cineva din seara aceasta va spune, aveam nevoie de asta. So let's go from the very beginning. Să mergem, să începem. I would like to ask you, do you have your Bibles? I want to see. Do you have your Bibles? Come on, you there. Aveți Bibliile? Vreau să le văd. Arătați-le. Only few people, I thought. No. Arătați telefoanele pe care aveți Biblia. You can blame him. Okay. No, many of them have their Bibles on their phones. But that's the Bible. Yeah, that's the Bible. Okay. Deci arătați-vă telefoanele, va fi mulțumit dacă veți arăta telefoanele. I would like you, if you can turn and open the Gospel of Mark, chapter 14. Pasajul se găsește în Evanghelia după Marcu, la capitolul 14. I will wait until everybody finds. Am să aștept până când fiecare va găsi. If you are in that chapter, you know what the chapter is about. Presupun că știți despre ce este vorba în acel capitol, în acest capitol. Jesus is in the Garden of Gethsemane. Iisus este în grădina Getsemani. And you know what happened? Judas came with soldiers and those criminals to arrest Jesus. Și știți ce s-a întâmplat? Iuda a venit cu gloata la Iisus. And if you go to verse 50. Și dacă ajungeți la versetul 50, the disciples became so afraid. Ucenicii au devenit atât de înspăimântați. And they left Jesus and they fled away. Încât l-au părăsit pe Iisus și au fugit. I can even imagine Uncle Peter. Mi-l pot imagina pe Petru. He says, if those children deny you, I will never be sure. El tocmai spusese, dacă toți copiii ăștia te vor renega, eu nu. When he grabbed his garments and running away. Când și-a ridicat rochia, da, și a început să alerge. What now do you expect next to read? What? What do you expect next to read? Ce vă așteptați? What do you expect to read next? Să citiți mai departe. It's that Jesus was led before the Jewish court. Iisus a fost dus la curtea, la judecată. But that's not the case. Dar nu asta este situația. You have your Bibles. Aveți Biblia. Suddenly there is here a very tiny story. Este aici o povestire foarte scurtă. It's found in verses 51 and 52. Este, o găsiți în versetul 51 și 52. Can you read in beautiful Romanian language? Ok. Citește un dulcele grai românesc. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. What is the story about? What? Did you read two both verses, 51 and 52? Yes. Despre ce e istoria asta? What did we just read? Ce am citit? Tocmai am citit. There is a young man. Un tânăr. He appeared from nowhere. A apărut de nicăieri. The disciples fled away, but he comes to see what's going on. Ucenicii au fugit, dar el a venit să vadă ce se întâmplă. And he's looking what's going on. Și se uita să vadă ce se întâmplă. And the Bible says he was completely naked. Și Biblia spune că era complet gol. But just covered with a tunic. Acoperit doar cu o învelitoare. And the soldiers they saw him. Și soldații l-au văzut. They said he is one of them. Și au spus este unul dintre ei. They grabbed his tunic. I-au prins tunica. And he left it. Și el a lăsat-o. And naked was running through Jerusalem. Și gol a fugit prin Ierusalim. Can you imagine the story?
Puteți să vă imaginați istoria asta? But do you see something unusual here? Vedeți ceva neobișnuit aici? Friends, this is story about Jesus going to die on the cross. Istoria este despre Isus care merge să moară pe cruce. This is what counts. This is what we want to hear. Asta este ceea ce contează, ceea ce am vrea să auzim. So what is so important? Story of young man running through Jerusalem. Who cares about that? Ce e așa de important despre tânărul ăsta care a fugit gol în Ierusalim? When I teach gospels at Andrews, young people ask me, is this important at all? Why is this story here? Când predau cursuri de Noul Testament la Andrews, mă întreabă elevii, ce e așa de important cu povestirea asta de aici? In biblical commentaries, they said, who is this young man coming from nowhere? În comentariile biblice este această dilemă, cine e tânărul ăsta care vine de nicăieri? Actually, he did not come from nowhere. În realitate, el nu vine de nicăieri. You will see, he came from Jerusalem. Veți vedea, el vine din Ierusalim. So who is this young man? Cine este tânărul ăsta? Mark. Let me tell you. Mark, who wrote the gospel. Mark, cel care a scris Evanghelia. He describes this event. El descrie evenimentul ăsta. Matthew does not say anything. Matei nu spune nimic. Luke does not say anything. Luca nu spune nimic. John does not say anything. Ioan nu spune nici el nimic. Keep in mind, nobody was present there. All disciples fled away. Nu uitați, nimeni nu era prezent acolo pentru că toți fugiseră. From whom did Mark get this story? De la cine a primit Marcu istoria asta? What is the answer? Care e răspunsul? From himself. This young man is probably Mark. Acest tânăr probabil este Marcu. If we say, why is this story so important to be here? Dacă spuneți, spun, de ce e important să fie istoria asta aici? But if you are a young man, then the story is very important for you. Da, dacă sunteți tânăr, istoria asta este foarte importantă pentru voi. As one person said, with this story, Mark put the signature on his gospel. Așa cum a spus cineva, cu povestea asta, Marcu și-a semnat Evanghelia. Mark wanted to tell us, I did not witness the ministry of Jesus during the 3.5 years. Marcu declară prin aceasta că nu a fost un martor al lucrării lui Isus de 3 ani și jumătate. And this is for the first time my encounter with Jesus. Aceasta este prima ocazie în care l-am întâlnit sau s-a întâlnit cu Isus. So why was he naked and covered with tunic? De ce era dezbrăcat și era acoperit în românește doar cu înveditoare? El folosește tunică. Brothers, sisters, the Jews at the time of Jesus. Fraților, iudeii din timpul lui Isus. They did not have underwear. Nu aveau lingerie. They simply had a garment over their body. Deci ei aveau o haină peste corp, peste trup. The climate is very hot. Vremea e foarte caldă. But over that garment they had the tunic. Și peste haină, ceea ce numim noi haină, ei aveau o tunică. During the night when they went to sleep. În timpul nopții, când mergeau la culcare, they would take that garment off. Își dădeau haina aia primă jos, nu tunica, but they would cover themselves with the tunic. Și se acopereau cu tunica. And that's actually what happened to Mark. Și asta este ceea ce s-a întâmplat cu Marcu. And somewhere deep in the night. Și cumva în timpul nopții, somebody knocked on the door of the apartment in Jerusalem, the flat in Jerusalem. Cineva a bătut la ușa apartamentului din Ierusalim. You will see, according to the book of Acts, chapter 12, the flat in Jerusalem was the place where the church would gather to pray. Ați observați din Apocalips, din Fapte, capitolul 12, că apartamentele din Ierusalim erau locul în care se strângea biserica. You remember when
Peter was released from the prison. He went to their apartment because the Peter knew that the church was praying for him there. Știți istoria lui Petru, care atunci când a fost eliberat din închisoare, s-a dus într-un apartament în care erau strânși ucenicii și se rugau pentru el. So somebody came to Mark's flat. Deci cineva a venit la apartamentul lui Marcu. Actually it belongs to his mother. Care aparținea mamei lui. And said they arrested the teacher. Ei și i-au spus, l-au arestat pe învățător. So Mark grabbed his tunic, covered himself and running there to the garden. Așa că Marcu și-a pus tunica și s-a grăbit spre locul în care se desfășurau evenimentele. And you know the rest of the story. Și mai departe știți istoria. Hey, can you help me? How would you describe, if this is Mark, how would you describe him? Dacă acesta este Marcu, cum l-ați descrie? Am nevoie de ajutorul vostru. Help me. When something is taking place. When? When something is taking place. Când, when something. Când ceva se întâmplă. He like to put his nose everywhere to see what is going on. Lui îi place să-și bage nasul să vadă ce se întâmplă. But when the trouble comes. When the trouble comes. Când necazul vine. He will run even naked. El fuge chiar și dezbrăcat. Very interesting person. Foarte interesantă personalitate. Actually, Mark is not mentioned anywhere in the Gospels. De fapt, Marcu nu este menționat în nicio altă parte din Evanghelie. But is mentioned in the Book of Acts. Dar apare în cartea Apostoli, Faptele Apostolilor. We saw according to Acts chapter 12. His flat was the place where the church would gather and to pray at the time of crisis. Din Faptele Apostolilor, capitolul 12, înțelegem că apartamentul lui era locul în care se strângeau ucenicii pentru rugăciune. But we read in the Book of Acts. Dar citim în Fapte, capitolul... Let me go here to find, okay. We read in chapter 12, verse 25. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 25. That Paul and Barnabas, they visited Jerusalem. Că Pavel și Barnaba au vizitat Ierusalimul. They had to take a help for the poor Christians in Jerusalem. Au venit acolo ca să ajute pe săraci. And they met one young man. Și au întâlnit un tânăr. And in verse 25 of chapter 12 says that the name of that young man was John, called Mark. Și versetul 25 spune că tânărul acesta este Ioan, care de asemenea era numit Marcu. Paul liked him immediately. Pavel l-a plăcut imediat. So he joined Paul and Barnabas and came to Antioch there. Așa că Paul Marcu s-a alăturat lui Pavel și Barnaba și au mers în Antiohia. And then in chapter 13. Și apoi în capitolul 13. You know that the church decided to send Paul and Barnabas to the missionary journey. Știți că în Fapte 13 ni se spune că biserica a decis ca Pavel și Barnaba să fie trimiși să predice să plece în călătorie misională. To preach the gospel. Să predice Evanghelia. And Mark says, I want to be missionary. Și Marcu a spus, aș vrea să fiu misionar. I want when I come back. I want when I come back to tell mission stories. You aș vrea ca atunci când mă întorc să spun povestiri misionare. You know, you'll be popular telling missionary stories. Devii popular când spui povestiri misionare. And we read in chapter 13, if you go to verse 5, they took Mark with him. Și dacă citim în versetul 5, ei l-au luat pe Marcu cu ei. And you know what happened? Și știți ce s-a întâmplat? Paul went from city to city with Barnabas. Pavel mergea din oraș în oraș cu Barnaba. And to be missionary is more than tell mission stories. Și a fi misionar e mai mult decât să spui povești misionare. Is to be beaten? Înseamnă să fii bătut?
Be stoned. Să fii împroșcat cu pietre. Be in the prison. Să ajungi la pușcărie. But somehow Mark staying with Paul. Și oarecum Marcu a rămas cu Pavel. But finally in verse 13 of chapter 13. În final, în versetul 13 din capitolul 13, and says Mark left Paul, went to Jerusalem. Spune că Marcu l-a părăsit pe Pavel și a venit în Ierusalim. Did you see? He wants to put his nose everywhere, but when trouble comes, run away, even naked if necessary. Observați? I-a plăcut să-și bage nasul peste tot, dar când au venit necazurile, a șters-o. If you go to chapter 15, și dacă mergeți în capitolul 15, Mark did not leave because he was sick. Marcu nu a plecat pentru că era bolnav. Paul said he deserted us. Pavel spune că l-a părăsit, a dezertat. When we needed him the most. Atunci când aveam cel mai mult nevoie de el. Okay? Paul and Barnabas finished their first missionary journeys. Pavel și Barnaba și-au terminat prima călătorie misionară. They came back to Antioch. S-au întors în Antiohia. They visited Jerusalem. Au vizitat Ierusalimul. You remember those problems about false teachers? Vă aduceți aminte de problemele pe care le aveau cu învățătorii falși? And if you go to chapter 15. Și dacă mergem în capitolul 15, you can read the whole story from 36 to 41. Puteți să citiți întreaga istorie de la versetul 36 la versetul 41. We read Paul said to Barnabas, "Let's go back and visit the churches that we established because the false teachers will come to visit them." Aici Barnaba îi spune lui Pavel că ar fi bine să meargă, să se întoarcă și să viziteze bisericile pe care le-au format în prima călătorie. Come on. Come on. Come on, veniți. There is young man. I want to go with you. Tânărul ăsta a venit și a spus, vreau să merg și eu cu voi. You know already his name. Știți deja numele lui. His name is a quitter. Numele lui este quitter. Dar poți să spui trădătorul, dar tu quit, a înceta. Cel ce renunță. You cannot trust him. Nu poți să te încrezi în el. And Paul says, no way. I made one mistake, I will not make for the second one. Și Pavel a spus, în niciun caz, am greșit odată, nu voi repeta. But Barnaba said, dar Barnaba a spus, come on, Paul. Hai, Pavel. Do you remember how you were a quitter and I was looking for you and brought you to Antioch? Ți-aduci aminte când tu ai fost cel care a dezertat și te-am adus în Antiohia? No way! He cannot go with us. I don't trust him. În niciun caz, spune Pavel, n-am încredere în el, nu va merge cu noi. And Luke is telling us there was such a big fight between Paul and Barnabas. Și Luca ne spune că a fost o tensiune mare între Pavel și Barnaba. Can you imagine that you have GC president and vice president and they're fighting over one quitter? Vă puteți imagina președintele de conferință conferință generală cu vicepreședinții certându-se în legătură cu un astfel de personaj. But Greek text indicates this was a big fight. Dar textul grec subliniază faptul că a fost o tensiune mare. Paul said to Barnabas. Pavel i-a spus lui Barnaba, take him and go with him. I don't have to have business with you any longer. Ial, du-te cu el, nu vreau să am de-a face cu voi. And Barnabas says, I don't want to have business with you. Forget me any longer. Și Barnaba i-a spus lui Pavel, nici eu nu mai vreau să am de-a face cu tine. Uită-mă. And Barnabas took Mark. Și Barnaba l-a luat pe Marcu. And Paul took Silas. Și Pavel l-a luat pe Sila. Please. What were they supposed to do? To go back to the place of the first missionary journey. Ce trebuiau să facă? Să meargă în locurile pe care le vizitaseră în călătoria anterioară. So Barnabas went there. Așa că Barnaba a mers acolo. And Paul was expected to go there. Și Pavel trebuia să meargă acolo. But Paul went completely opposite way to be far away from them. Dar Pavel s-a dus în direcția total opusă ca să fie cât mai departe de ei.
To make long story short. Să scurtăm istoria. That's the end of history of Mark in the book of Acts. Acesta este finalul povestirii despre Marcu din Fapte. We don't know anything more about him any longer. Nu mai știm nimic despre el. În Fapte. But he is mentioned several times in the writings of Apostle Paul. Dar el apare totuși în câteva dintre scrierile lui Pavel. Paul came, you remember, in Rome, in the prison he was there. Vă aduceți aminte că Pavel a ajuns în închisoare la Roma. He was two times in the prison. A fost de două ori închis. He was the first time. Prima dată. And while he was there, he preached the gospel to one fugitive slave. Și când prima dată a predicat evanghelia unui sclav fugar. And he was Onesimus. Și numele lui este Onisim. And Paul advised that slave that he has to go back to his master Philemon. You remember the letter? Și Pavel l-a sfătuit pe Onisim să se întoarcă la stăpânul lui Filimon. And Paul sends to Philemon greetings from Rome, from those who were with him. Și Pavel îi trimite salutări lui Filimon din Roma și de la cei care erau cu el. Can you buckle yourself up? Can? Can you buckle yourself up? Tie yourself to the chair. Just a moment. To catch the When you're in the plane, you buckle yourself up. Okay. No. Puneți centura de siguranță. Okay. Because we have surprise. Pentru că vom avea o surpriză. Paul sends the greetings. Pavel prezintă salutările. He said, this person greets you. Și spune aceasta și aceste persoane vă salută. So has also Mark. Și de asemenea apare și Marcu. Luca. My fellow workers. Colaboratorul meu. What's going on? Ce se întâmplă? At the same time, Paul sent another letter to the church in Colossae. Și în același timp Pavel a trimis o scrisoare către Coloseni. Because Philemon was the church elder in the church of Colossae. Pentru că Filimon era prezbiterul bisericii din Colose. And probably the same person carried both letters. Și cel mai probabil aceeași persoană a dus ambele scrisori. If you go to the conclusion of Colossians. Dacă vă uitați la concluzia cărții Coloseni, Paul said, and also greetings from Mark, when he comes to you, please accept him. Pavel spune, de asemenea vă trimite salutări Marcu, care atunci când va veni la voi ar trebui să îl primiți cu bunăvoință. When a young person is a quitter, nobody should ask him. You have to commend to the people to be kind toward him. Când o persoană tânără fuge, da, dezertează, nu prea ești drăguță cu astfel de persoană. Then Paul was released from the prison. Apoi Pavel a fost eliberat din închisoare. He did some missionary activities. El a continuat activitatea misionară. Then persecution in Christians came again in Rome. Și din nou persecuția asupra creștinilor a venit în Roma. And Paul was taken to the prison again. Și Pavel a ajuns a doua oară în închisoare. When I was in Vatican, I was there in the prison when Paul was. Când am vizitat Vaticanul, am avut ocazia să văd închisoarea în care a fost închis Pavel. It is from that prison that Paul wrote his last letter. Din acea închisoare, Pavel a scris ultima lui scrisoare. This was his farewell letter. A fost o scrisoare de rămas bun. He writes to Timothy. El îi scrie lui Timotei. He said, please make every effort to come to visit me. El îi spune lui Timotei, depune toate eforturile să vii să mă vizitezi. He said, Demas left me. Dima m-a părăsit. He said, Titus went to Dalmatia. Tit a plecat în Dalmația. And others, everybody deserted Paul. Și ceilalți l-au părăsit de asemenea. I said, Luke is only with me. Singurul care este cu mine e Luca.
Surprise, surprise. Surprize, surprize. What do we read here? Ce citiți aici? It's a 2 Timothy. 2 Timotei. Chapter 4. Capitolul 4, versetul 11. Paul said to Timothy. Pavel îi scrie lui Timotei. Please bring Mark to me. I need his company. Te rog, adu-l pe Marcu la mine. Am nevoie de el. I don't know if I was Paul, I would like company of everybody else, but not of that quitter. Ar fi trebuit să spună oricine altcineva aș vrea să fie în compania mea, dar nu trădătorul ăsta. What is going on? Ce se întâmplă? By the way, if we can trust the Christian tradition. Dacă ne încredem în tradiția creștină, we learn that Mark came to Rome. Învățăm că Marcu a venit la Roma. He regularly visited Paul in prison. Și în mod regulat l-a vizitat pe Pavel la închisoare. Brothers, sisters, keep attention you're here. Dragilor, fiți atenți. Anybody who will come to visit Paul, it meant he was Christians and soldiers were waiting to arrest them. Oricine ar fi venit să îl vadă pe Pavel, trebuia să fie creștin. Și atunci soldații puteau să-l ia. That's why Paul felt lonely. De-aia Pavel se simțea singur. And the only one who was visiting Paul was that former quitter. Și de aceea singurul care a venit să-l viziteze pe Pavel a fost trădătorul anterior. Finally, Paul was beheaded. Din nefericire, Pavel a fost decapitat. Peter came to Rome. Petru a venit la Roma. He was in the same prison. A fost în aceeași închisoare. And Mark continued to visit Peter. Și Marcu a continuat să-l viziteze pe Petru. Risking his life every day. Listening? Risking his life every day. Riscându-și viața în fiecare zi. Finally, you know, and Peter was crucified upside down. Știți că până la urmă Petru a fost crucificat cu capul în jos. And the terrible persecution started in Rome. Și o persecuție teribilă a început în Roma. And God had one young man that was prepared to provide leadership to the persecuted Christians. Și Dumnezeu a avut un tânăr care a fost pregătit să devină liderul creștinilor persecutați. John called Mark, actually provided leadership to the church. John, numit și Marcu, este cel care a oferit conducere, care a oferit păstorire acestei biserici. And he wanted something to give as his gift to the Christians in Rome. Și el și-a dorit să facă un cadou creștinilor din Roma. He saw on the daily basis how many Christians were killed and martyred because they were the followers of Jesus Christ. El a văzut zilnic câți creștini au fost persecutați și au fost omorâți pentru că țineau la Iisus Hristos. And he wanted to do something for them. Și a vrut să facă ceva pentru ei. You see, why he was visiting Peter? Why? While he was visiting Peter. De ce știți de ce vizita pe Petru? Peter told him all the stories about Jesus that he knew, his association with Jesus. Pentru că Petru îi spunea toate istorisirile pe care le știa din ucenicia pe care el o avusese la Isus. And Mark was bringing his iPhone and typing everything there, okay? Și Marcu își folosea iPhone-ul ca să înregistreze toate povestirile. He took good notes. El a luat notițe de calitate. And finally, after the death of Peter. Și în final, după moartea lui Petru, he decided to put that in writing. A decis să pună toate lucrurile acelea în scris. He wanted the Christians in Rome read that. Și a dorit ca aceia din Roma, creștinii din Roma, să o poată citi. To encourage them. Să-i fie încurajați. To tell them you're going through terrible times. Să le spună voi traversați timpuri dificile. Some of you will die for the gospel.
Unii dintre voi își vor pierde viața pentru Evanghelie. But what is happening to you? Dar ceea ce vi se întâmplă, you have to understand you're following in the footsteps of the master. Nu este altceva decât că voi călcați pe urmele maestrului. And that's how he presented Jesus in his gospel. Și în felul acesta el îl prezintă pe Iisus în Evanghelia lui. Are you familiar with that letter of Paul of Mark? Sunteți familiar, cunoașteți această scrisoare a lui Marcu? It is in the Bible. E în Biblie. It's called the Gospel of Mark. E numită Evanghelia după Marcu. Even people who made the Bible, they made mistake. Chiar și oamenii care au făcut Biblia au comis greșeli. This is not the Gospel of Mark. Which is... This is not the Gospel of Mark. Asta nu, aceasta nu este Evanghelia lui Marcu. This is the Gospel of Peter that Mark put in writing. Aceasta este Evanghelia lui Petru pe care Marcu a pus-o în scris. And only the eternity one day will show. And one, only one day the eternity okay. will și show. Și doar eternitatea va arăta. What this book written by former quitter meant to many people who will find themselves in the kingdom of God because of that book. Numai eternitatea va arăta câți oameni au ajuns în împărăția lui Dumnezeu citind această evanghelie scrisă de un trădător, de un dezertor mai degrabă. Book written by former quitter. O carte scrisă de un trădător. My first and primary address is the young people who are sitting here. Mă adresez tinerilor care stau aici. But also for you who are not young any longer. Da. De asemenea și pentru ceilalți care nu mai sunteți tineri. Do you feel that sometimes people don't trust you? Nu simțiți că uneori oamenii nu au încredere în voi? You feel that today you are very good with Christ, tomorrow the situation changes. Astăzi e ok în relație cu Hristos, dar mâine lucrurile sunt total diferite. Just remember that even a quitter can change his spiritual condition. And God used him for his glory. Aduceți-vă aminte că până și un dezertor și-a schimbat condiția spirituală și Dumnezeu l-a putut folosi. And I know one of such quitter. Și eu știu un astfel de trădător. He was born in the country former Yugoslavia. Trădătorul ăsta s-a născut în fosta Iugoslavie. I knew him personally. Îl știu personal. Yeah. Da. He finished elementary school. Și a terminat școala elementară, primară. Because of the political system in the country. Din cauza sistemului politic din țară. When he was harassed and tortured for not going to the school on Sabbath. Pentru că nu mergea sâmbătă la școală, a fost abuzat și a fost torturat. Even he was the best student, but he hated the school any longer. Chiar dacă era cel mai bun elev, ura școala. But he wanted to be a football player. Și a dorit să fie jucător de fotbal. And he wanted to go to the school further, secondary school. Și a dorit să continue școala nivelul următor. After 3 months. După 3 luni, the director of the school invited him, say, take your books and go home. Directorul școlii l-a invitat și a spus strângeți catrafusele, du-te acasă. Just count how many Sabbaths you missed, you did not come to the school. Numără câte sabate ai chiulit de la școală. He took the books. He took the books. Okay. Trădătorul și-a luat cărțile. Feeling bitterness in his heart. Simțind amărăciune în suflet. And the following days to witness how the neighbors and a huge family was coming to visit the parents. And watching how the neighbors and the huge family would come to visit the parents. Okay, fiind martor al vizitelor pe care prietenii și vecinii le-au făcut familiei. Do you see what you are doing to your son? Și care spuneau, vedeți ce faceți fiului vostru? A bright young man. Un tânăr strălucit.
He will be nobody and nothing. El va fi un nimeni și un nimic. And he was watching his peers. Și se uita la tovarășii lui. They were nobody and nothing. Ei erau nimic. But they will be something because they have opportunity. Dar aveau să fie ceva pentru că aveau această oportunitate. But instead of going to the school, și în loc să meargă la școală, to survive he had to go and to do manual work. Pentru ca să supraviețuiască a trebuit să muncească cu mâinile. From 6 in the morning until 8 in the evening, heavy, heavy labor. De la 6 dimineața până la 8 seara, muncă grea. So one day the conference president came to him. Iar într-o zi președintele conferinței a venit la el. He said, "You have to go to Seventh Adventist Theological School to be a pastor." Și i-a spus, "Tu trebuie să te duci la seminarul teologic să devii pastor." No way. No. Me to stand and to speak in front of people, no way. Eu să stau în fața oamenilor și să le vorbesc. The second time conference president came. A doua oară președintele conferinței a venit. With the same offer. Cu aceeași ofertă. He said, "Okay, let me go. Everybody will see that I'm not for pastor. They will kick me out from the school anyway." Everybody? Will see that I'm not for pastor. Okay, oricine poate să vadă că nu sunt pentru pastorație. To make long story short. Să scurtăm istoria. He came. He didn't want to go to the school. Nu a vrut să meargă la școală, dar s-a dus. He was standing in front of the school, looking for the location of the school. Era în fața școlii căutând locația. I should better go home. S-a gândit, mai bine mă duc acasă. But he said, "Let me ask God for a sign." Dar a zis, hai să cer un semn de la Dumnezeu. It's a small school. E o școală mică. In communist country, nobody knows about religious school. În comunism, nimeni nu știa despre școlile adventiste. It is the first person I stop on the street, ask about the school. If he's able to tell me the location, it will be a sign from God to go there. Și dacă prima persoană pe care o opresc pe stradă e în stare să-mi spună unde este școala în condițiile în care te aștept să nu știe, atunci mă duc la școală. Young men, people were walking. Tinerii mergeau. Very busy street. O stradă foarte... No, I don't want to ask about religion, young people. O stradă foarte, foarte aglomerată. Nu o să întreb pe ăștia tineri de școala religioasă. But there was an elderly gentleman and lady walking down the street. Și un domn cu o doamnă treceau pe acolo. He stood in front of them. S-a dus în fața lor. He said, "Good day." Le-a spus bună ziua. "Oh, good day, young man. What do you need?" Bună ziua, tinere, ce ai nevoie? I need, but it doesn't come out of the mouth. am nevoie și nu ieșe afară. Finally. Într-un final. Do you maybe know where Adventist Theological School is here? Se întâmplă cumva să știți unde este seminarul teologic adventist? Gentlemen, look into him. Domnul s-a uitat la el. Why do you need that school? Ce nevoie ai tu de școală? Oh, I knew, it's better not to ask anybody. They will be laughing at me. Știam eu, nu trebuia să întreb, ăștia râd de mine. But gentleman says, "Are you going to take those exams for the school?" Și domnul i-a zis, "Intenționezi să particip la examenele de admitere de la școală?" How do you know that? De unde știi asta? Cum știa? Se face că știi asta? I'm the principal of the school and this is my wife. sunt directorul școlii, rectorul, dacă vă referiți la facultate, dar directorul școlii și ea este soția mea. The exam will be actually the union office. We are going there. Please come with us. Examenele se vor ține la sediul Uniunii, către care mergem. Hai cu noi. Finally, he finished the school. Într-un final a terminat școala. His first sermon he made in the capital of Yugoslavia, Belgrade, in front of 1,000 people. First person. The first sermon. First sermon. Ah, okay. Prima predică a fost ținută în fața 1,000 de oameni la Belgrad, în Serbia. But I must tell you that he had issues in his life. Dar trebuie să vă spun că
A avut dificultăți în viață. Several times he almost left pastoral ministry. De câteva ori aproape a părăsit pastorația. Finally he decided I have to get better education to be more equipped for my spirituality and also for the preaching of the gospel. Și la un moment dat a decis că trebuie să devină mai bine pregătit, mai bine instruit pentru viața lui spirituală și pentru pastorație. He went to the Philippines. Așa că a mers în Filipine. He got a MA degree. A terminat un master. Then he went to Andrews University and he got a doctorate in the book of Revelation. Apoi a mers în la Andrews, unde a terminat un doctorat în Apocalipsa. He taught in Canada. A predat în Canada. And for 25 years at Andrews University. Și de 25 de ani o face la Andrews. And he got a call to come for this week here to Romania to record series on the book of Revelation. Și a primit o chemare să vină în România săptămâna aceasta să înregistreze o serie de prezentări din cartea Apocalipsa. Young man, I'm still in 2-3 extra minutes. Mai stau câteva minute. I know anyway you'll not invite me. So oricum știu că nu mă veți invita să fac asta. If you're struggling with your life. Dacă vă luptați cu viața voastră. You're in a good company. Sunteți într-o companie potrivită. You're not the only one. Nu sunteți singuri. If your parents are honest. Dacă părinții voștri ar fi onești. If your pastors are honest. Dacă pastorul ar fi onest. Another brother sister in the church, if they are honest with you, they tell you we went through some crisis. Dacă alți frați și surori din biserică ar fi onești cu voi, v-ar spune noi și noi am avut dificultăți. But I have a good news for you. Dar am o veste bună pentru voi. God can change even the worst quitter and to use him for his glory. Dumnezeu poate să schimbe pe cel mai rău dintre trădători și să-l folosească pentru gloria lui. He changed Mark. El l-a schimbat pe Marcu. He changed me. El m-a schimbat pe mine. Can also change you as he changed millions of people. Și de asemenea poate să vă schimbe pe voi și milioane de alți oameni. I don't know what your name is. Nu știu cum vă numiți. But if your name is Paul. Dacă numele vostru e Pavel. Praise God for mission-oriented people. Lăudat fie Dumnezeu pentru oamenii cu orientare misionară. But sometimes Paul likes to criticize people and to be skeptical about people. Dar lui Pavel uneori îi place să critique pe oameni și să fie sceptic cu privire la ceilalți. If your name is Barnabas. Dacă numele vostru este Barnaba. The Bible says Barnabas was a meek person. Biblia spune că Barnaba a fost un om smerit. If he saw a quitter, he would come approach him and he knew how to help him. Dacă vedea un trădător, venea aproape și știa cum să și-l apropie. Praise God for Barnabas and Paul in the church. Lăudat să fie Dumnezeu pentru Paveli și Barnabele din biserică. But if your name is Mark. Da, dacă numele vostru este Marcu. Just remember, there is hope for you. Aduceți-vă aminte, există speranță pentru voi. God want to change you not because you are good, but because you are not good. Dumnezeu vrea să vă schimbe nu pentru că sunteți buni, ci tocmai pentru că nu sunteți buni. God does not need perfect people. Dumnezeu nu are nevoie de oameni perfecți. Because I like to be from perfect people at least 2 kilometers far away. Because I want to be from perfect people okay, at least 2 kilometers far away. Pentru că aș vrea să fiu la 2 kilometri distanță de o persoană perfectă. Jesus needs sinners like the disciples they were. Iisus are nevoie de păcătoși așa cum au fost ucenicii. And who knows some of you sitting here? Și cine who knows știe, some of you sitting here? Cine vă știe pe voi cei care stați aici? That God can use that you write a best gospel about Jesus Christ. Okay. Cine știe ce puteți face voi cei care astăzi stați aici? Asta este ideea. Maybe not in book. Poate că nu neapărat în carte. But maybe in your personal life that you bring many people into the kingdom of God. Poate că nu veți scrie o carte,
Dar veți putea influența pe alții să vină la Isus. Yes. God can change even Mark. Dumnezeu poate să-l schimbe chiar și pe Mark. May God bless each one of you. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. Amen. Amin.
o deschidere de sabat minunată. Iată că mesajul, dar și muzica ne-au încărcat emoțional, ne-au încărcat sufletele și ne bucurăm pentru această deschidere de sabat. Ne pare rău în același timp pentru că sezonul acesta se încheie cu seara aceasta. A fost ultima noastră întâlnire în cadrul programului Deschide Sabatul la Brâncoveanu. Ne pare rău pentru timpul dedicat, pentru toate întâlnirile noastre, dar rămâne să visăm o vară întreagă pentru ca toamna să ne prindă din nou împreună. Mulțumim în continuare invitațiilor noștri care au manifestat atâta vivacitate, atâta exuberanță. Și acest lucru ne-a oferit fiecare dintre noi ideea că se poate mai mult decât vârsta, mai mult decât informația pe care o stăpânești, mai mult decât o pată care pare că nu poate fi niciodată ștearsă în timp. Mulțumim pastorului Ranko Stefanovici pentru prezență, pentru mesaj și pentru noul drum deschis în această seară. Mă gândeam că noi românii suntem câștigați, nu neapărat croațienii, pentru că sunt foarte buni la fotbal. În seara aceasta, România, noi românii și Biserica Adventistă din Brâncoveanu a avut de câștigat. Mulțumim pentru mesajul pe care ni l-ați oferit și cred eu că fiecare am trecut prin stările pe care Marcu le-a avut, fiecare la rândul nostru am fost trădător, fiecare am fost lași, fiecare nu ne-am făcut lucrul și treaba așa cum Dumnezeu ar fi dorit. Dar datorită iubirii lui Dumnezeu putem să mergem mai departe și putem fi un Marcu, o Edisa, un Adi, un Gabi mântuit datorită lui Dumnezeu. Un ultim mesaj pentru fratele Ranko, semănați foarte bine cu Sting și la față și la voce. Dragilor, ceea ce urmează în continuare este anunțul pe care putem să-l facem la finalul acestei ediții. Mâine dimineață, mâine după amiază, la ora 18, ne întâlnim ca să sărbăm împreună finalul acestui... Da. Să sărbătorim împreună finalul acestui sezon, Deschide Sabatul la Brâncoveanu, printr-un concert aniversar, 7 ani de Deschide Sabatul. Așadar, dragilor, nu uitați că mâine seară sala este încăpătoare pentru ca toți dintre voi să fim împreună și să facem în premieră un lucru, să facem cea mai măreață și mai amplă închidere de sabat din București. Da, cred că emoțiile pentru cei care vor fi prezenți, probabil că sunt încă din seara aceasta. Suntem la final de sezon, sezonul 7, dar să știți că împreună am fost o echipă în acest sezon 7 și dacă vara cu siguranță va trece extrem de repede și ne pregătim pentru cel de-al 8-lea sezon, cu siguranță echipa va merge împreună și de data aceasta, așa că dorim să mulțumim tuturor colegilor care au lucrat cu sufletul pentru cel de-al 7-lea sezon, care, iată, se încheie mâine la ora 18 cu un concert. Mulțumim în această seară în mod special lui Cristi Savu pentru că a fost alături de noi și de la ora 3 trudește ca să facem astăzi în această seară ceea ce facem aici. Mulțumim de asemenea lui Vali Bogdan și de asemenea mulțumim și lui Marc pentru ajutorul oferit. Aș vrea să invit alături de mine pe Andrei și pe Alin și pe Cătălin pentru că vreau să vă întreb, dragilor, cum stăm cu pregătirile pentru mâine seară. Ei sunt câteva bucățele din ceea ce va reprezenta muzica pentru mâine seară. Așadar, Andrei, spune-ne cum stați. Nu sunt prea bine. Nu spune asta, că poate nu vin oamenii la concert. Chiar acum făceam un sondaj pe grupul nostru Prodeo cu ce piese să alegem pentru mâine. Da. Ne-am tot schimbat săptămâna asta. Avem prea multe și așa se întâmplă. Veți găsi, evident, cele mai bune. Andrei, Alin, spune-ne, te rog, cum stă cristalul Alin pentru mâine? Buzău. Păi cristalul pentru mâine, am aflat că nu vom fi 4, vom fi 3 și asta ne-a dat peste cap repertoriul, însă partea bună este că am făcut o repetiție. Deci eu cred că suntem bine, suntem grafi. Iată. Cătălin, ție nu trebuie să joace nimeni feste, ești singur. Spune-ne, te rog, cum stai. Îi salvez eu, le salvez onoarea. Eu am repetat în fiecare zi a săptămânii astea. Conștiincios. Puțin și des, da. Poate sper să cânt bine mâine și să mă fi lăudat că am repetat foarte mult. Am o piesă nouă, cântată în prima audiție și o alta pe care o știți, dar
cu un alt suflu. Dacă toată lumea este pregătită pentru mâine, evident că totul va merge bine, nu-i așa? Să vedem dacă va fi pregătit cel cu care ne vom întâlni mâine. Se pare că legătura s-a pierdut, nu știm încă. Îi așteptăm pe colegi să toată lumea este pregătită legătura. Pentru mâine? Toată lumea este pregătită. Bună seara! Bună seara! Cu siguranță toată lumea este pregătită. Salut cu bucurie Biserica Brâncoveanu și pe toți cei care îi urmăresc programele. Ce ca fac? Reprezentant al corului de copii din Amis, pot spune că suntem nerăbdători ca mâine seară să ne întâlnim unde? La auditorium! Copiii de-abia așteaptă, sunt pregătiți, iar experiența aceasta cred că va fi una inedită pentru ei. Pentru faptul că vor cânta pentru prima dată în această sală, prin faptul că se vor întâlni cu biserica extinsă Brâncoveanu și chiar prin faptul că vor cânta împreună cu alți interpreți muzicali îndrăgiți. Ce mai noi sperăm să fie o atmosferă plăcută, o atmosferă caldă, de laudă la adresa lui Dumnezeu, o atmosferă cu care de altfel rezonăm. Doru, mulțumim frumos! Mare atenție la drumul spre București mâine. Coloana va fi lungă de la Teroman spre București, să ajungeți în siguranță și de-abia așteptăm ca noi și publicul nostru să se întâlnească mâine cu voi în concertul de final. Mulțumim frumos! Aveți sabat frumos în continuare! O seară bună și așteptăm! Și noi mulțumim! Un sabat binecuvântat! Mulțumim, așteptăm cu nerăbdare mâine la ora 18 să ne vedem Doru Dobrică alături de cei care vor fi mâine prezenți, corul de copii din Amis și Alina Dobrică. Dragilor, aceasta a fost seara deschiderii de sabat. Mă bucur că am fost împreună, să mergeți spre casele voastre liniștiți și să aveți o noapte bună, nu înainte de a asculta muzica și mesajul piesei lui Alin Sârbu. Înainte de a începe să cânt această piesă, vreau să spun doar două cuvinte. Aveam pregătit să cânt altceva. Este o piesă pe care am auzit-o de foarte multe ori și este foarte, foarte frumoasă, foarte simplă și în același timp spune foarte mult. Este pentru prima dată când o cânt și m-am bucurat să aflu că al meu prieten Cosmin o știe și am spus ok, ne vedem vineri seara și o cântăm. Este scrisă de moldoveanu, Nicolae Moldoveanu, mersi, și are o poveste foarte, 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 atinge sufletul. Undeva în luna ianuarie era într-una dintre închisorile comuniste, într-una dintre celule, era foarte frig, era foame și la un moment dat, prin fereastra care era foarte mică, și printre gratii a putut vedea cerul care era senin, ceea ce l-a încălzit și cuvânt cu cuvânt, vers cu vers, a cântat următoarea piesă. A fost inspirat să cânte și să compună în același timp următoarea piesă. Senin, cer senin.
viața mea o fi chiar acum, chiar acum, când suspin pe al vieții tu, cer senin, cer senin. Tată bun, care e sus în cer, îți mulțumesc ție pentru că tu ne-ai adus în această seară aici, după această săptămână plină de provocări. Îți mulțumesc ție, Doamne, pentru că tu ești cu noi și pentru că te simțim alături de noi. Îți mulțumim pentru acest mesaj frumos din această seară, pentru că tu ne-ai adunat cu toții aici. Îți mulțumim, Doamne, pentru că tu faci ca cu toții să putem să ascultăm și cei prezenți și cei care se uită la acest program. Te rog, Doamne, rămâi Tu cu noi și ajută-ne Tu să putem să fim cu toții adevărați copii ai Tăi și să putem să Te reprezentăm pe Tine cu adevărat, să Te reprezentăm ca pe un tată așa cum ești.
Doamne, îți mulțumesc pentru iubirea pe care Tu ne-o arăți și pentru liniștea sabatului Tău. Te rog, rămâi cu noi în această seară și ajută-ne Tu să putem să ajungem cu bine cu toți acasă și să ne întoarcem cu bine mâine. Lăudați să fie numele Tău. Amin.